Salut. Așa cum am promis, iată nu două, ci patru instrumente care să vă ajute să scrieți mai bine în limba engleză. Instrumentul numărul 1 este Hemingway App. Acesta este un editor în toată regula. Are o variantă online gratuită și o aplicație care se poate instala pe computer, pentru cei care sunt utilizatori frecvenți și vor să se miște repede, să nu fie dependenți de internet, să aibă o productivitate mai mare. Editorul desktop costă 19,9 dolari și permite exportul în Microsoft Word, publicarea pe medium și în WordPress și alte chestii bune. Ceea ce îmi place la Hemingway este că îți arată în timp ce scrii cât de ușor de înțeles sunt propozițiile tale. De exemplu, dacă scrii un text care are gradul 16, înseamnă că e atât de complex, încât este inteligibil de către o persoană care are 16 ani de școală, adică diplomă universitară. Dacă textul tău nu este un articol științific, atunci l-ai scris prost și e timpul să începi să-l modifici. Pentru o audiență normală, vei vrea să cobori spre 8-9. Dacă dai un anunț de angajare pentru muncitori necalificați, ar trebui să cobori mai jos, să zicem la 6. Un al doilea instrument de valoare este Grammarly. Grammarly necesită crearea unui cont care vă dă da acces la mai multe aplicații. Pentru Windows, o extensie de Chrome. O aplicație pentru iOS și una pentru Android. Folosesc Grammarly zilnic pentru că îmi corectează greșelile în limba engleză în timp ce scriu. Grammarly observă dezacordurile și sugerează varianta corectă a verbului, identifică greșelile de spelling și chiar sugerează formulări mai bune, mai simple, mai inteligibile. Dacă scrii toată ziua în engleză și vreți un corector, atunci Grammarly are o variantă cu abonament. Pentru 12 dolari pe lună, sugestiile Grammarly vor viza îmbunătățirea clarității a donului textului, iar sugestiile de schimbare sunt mult mai radicale și mai bune. Există și o variantă de business pentru echipe la 15 dolari pe lună. Al treilea instrument este Microsoft Editor, o extensie de Chrome și Edge care funcționează ca Grammarly, dar nu numai în engleză, ci în peste 20 de limbi. Asta îl face instrumentul perfect dacă scrieți în mai multe limbi. Cuplat cu faptul că Microsoft Office Online e gratuit, aveți la dispoziție un ansamblu browser plus Microsoft Word Online plus corector de limbă foarte performant și gratuit. Al patrulea instrument este Microsoft Office 365, care are built-in editorul Microsoft. Dacă indicați care este limba în care scrieți, veți primi sugestii, vă va indica greșelile și așa mai departe. În meniul Review aveți funcții precum Translate, Check Accessibility. În caseta din stânga ecranului aveți opțiunile Microsoft Editor, Thesaurus și Word Count. Mai mult decât atât, dacă vreți, puteți dicta cu opțiunea Read Aloud. Asta este patru instrumente care să vă ajute să scrieți în limba engleză și nu numai. Dacă știți și altele bune, aștept sugestii, învățăm unii de la ceilalți. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu, ar cam fi timpul pentru că acest film se termină aici.